În amfiteatrul Colegiului Național Dinicu Golescu din Câmpul Lung s-a desfășurat în prima parte a zilei de 20 septembrie lansarea unui proiect de educație financiară, organizat de o instituție bancară sub genericul Life Lab. Detalii ne-a oferit directorul Instituției de Învățământ, profesor dr. Maria Magdalena Dorcioman. Bine ați venit la Colegiul Național Dinicu Golescu. Astăzi lansăm proiectul pilot Life Lab. Este un proiect de educație financiară. În cadrul acestui proiect vom fi învățați cum să implementăm în cadrul orelor noastre cât mai multe aspecte financiare. Fie că vorbim de disciplina educație antreprenorială, fie că vorbim de logică, fie că vorbim de matematică, chiar și în cadrul orelor de educație fizică, noi putem aduce câteva aspecte legate de educația financiară. Din câte am înțeles eu de la organizator, îi vom învăța pe elevi să fie cât mai economici și cât mai economi în viața de zi cu zi. Să sperăm că va fi un real succes și pentru noi și pentru Banca Comercială și că investiția lor în resursa umană din învățământul preuniversitar Câmpul Lungean de data asta va da roade. Mulțumesc! Life Lab este un proiect educațional pilot ce va fi implementat în perioada întregului an școlar 2022-2023 în doar două instituții de învățământ din România, la Colegiul Național Dinicu Golescu din Mușcel și la o școală din mediul rural, Școala Generală numărul 1 din Poiana Mărului în județul Brașov. Iar unul dintre obiectivele principale îl reprezintă aducerea noțiunilor de educație financiară în sălile de clasă, sub o formă interdisciplinară, în scopul pregătirii elevilor pentru viață și situații decizionale prin intermediul profesorilor antrenați prin ateliere organizate de profesioniști din diferite domenii. Dacă rezultatele vor fi favorabile, acestea vor contribui inclusiv la nivelul dezvoltării municipiului Câmpul Lung. Primarul Elena Lasconi a avut o alocuțiune la evenimentul de lansare. Eu spun prezent, pentru că așa am văzut și în clip, spun prezent la cursul ăsta, am și eu nevoie, fiecare din sală aveți nevoie, chiar dacă unii costrați creștiți pe toate, eu sunt absolut sigură că avem nevoie de educație financiară, au nevoie și guvernanții noștri, și o să vă dau un singur exemplu, de exemplu, plafonarea prețurilor la energie, poate fi privită din exterior, ca o mare cerească. Nu-i așa? Nu plătim un preț mai mare, dar asta o să ne îngroape. Și asta o să vă traducă experții în educație financiară. Pentru că prețurile au explodat din cauza că cererea este mult mai mare decât oferta. De ce nu există ofertă? Pentru că cei care produc energie nu au investit. Pentru că nu au fost încurajați să investească. Ori faptul că aceste prețuri sunt plafonate până în martie, asta nu înseamnă că din martie o să scadă sub plafon. Înseamnă că o să explodeze. Și lucrurile astea le puteți învăța practic. Și eu asta cred că se va întâmpla în acest laborator și vă felicit pe CR pentru această inițiativă. Să explicați practic copiilor, elevilor, lucruri importante pentru viață. Cum funcționează un credit? Știți că suntem pe ultimul loc în Europa la educație financiară. Asta trebuie să ne pună niște semne de întrebare. Deci, cred că absolut orice, inclusiv educația financiară, ne poate ajuta să ne facem o viață mai bună. Nu e doar cum câștigi banul, e vorba cum îl investești, cum ai grijă de el. Și mă bucur foarte mult și o felicit pe doamna director, pentru că e practic o binecuvântare să fii una dintre cele două școli din România în care se întâmplă lucrul acesta. Și sunt absolut sigură că asta o să-i ajute pe copii. Și poate că vi se pare ciudat, dar sunt absolut sigură că atunci când educați pe copii, îi ajutați foarte mult și pe părinții copiilor. Pentru că copiii se duc și vorbesc acasă despre asta. Prezentarea proiectului Life Lab a fost moderată de jurnalistul Mihai Peticilă, care a invitat reprezentanții administrației și responsabili cu organizarea activităților din ateliere pentru expunerea unor puncte de vedere despre această inițiativă. Am venit aici, noastră, în casă, ca să vă prezint un proiect în care o să ne implicăm și noi atât cât putem.
Este vorba despre Life Lab by BCR. Este un proiect pilot și cred că e foarte important ca sala aceasta, așa cum este acum, poate nu plină, să înceapă ușor, ușor, să adune cât mai mulți oameni și cât mai mulți ambasadori ai educației financiare și ai noțiunilor de educație financiară, pentru că avem nevoie în momentele acestea de criză, de toate felurile, de decizii pe care să le luăm conștient, informat și, bineînțeles, cu sens. Subprefectul județului Argeș, Ciprian Neculescu, profesor, jurnalist și mușcelan, a spus. Într-adevăr, cum spuneau și alți colegi cu care am stat de vorbă, cum spunea și doamna primar, surprinzător și îmbucurător faptul că, iată, Colegiul Național din Nicu Golescu este a doua unitate școlară care se poate bucura de astfel de proiect. Asta numai datorită unui rol managerial destul de bine, aparținând doamnei director, o colaborare pe măsură cu cadre didactice, dar și, să spunem noi, cei care au răspuns prompt proiectului de care aminteam ceva mai devreme. Într-adevăr, cu emoție pășesc în acest amfiteatru. De nenumărate ori am venit aici, fie în calitate de invitat, fie în calitate de profesor sau chiar de prezentator al unor evenimente. Astăzi, iată, o fac în calitate de subprefect. Și cred că emoțiile sunt și mai mari, pentru că responsabilitatea este mai mare. Este nu numai asupra Câmpul Ungenilor, ci a întregului județ Argeș. Apropo de proiect, un proiect interesant, un proiect important. Pentru că, pentru a deveni un adult responsabil în ceea ce privește educația financiară, cred că mesajul trebuie să plece încă de mic copil. Astfel, ei vor reuși la un moment dat să știe ce înseamnă valoarea banului și cum să prețuiască banul. Pe de altă parte, cred că educația și succesul se învață încă din școală. Când pleci cu pași mici, ai satisfacția rezultatelor mari. Felicitări pentru această inițiativă, prețuire și respect pentru eveniment și mult succes în continuare. Mulțumesc! Proiectul educațional Life Lab va avea mai multe etape, iar prin parcurgerea acestora se urmărește, printre altele, formarea în domeniul educației financiare cu formatori, traineri și experți educaționali din cadrul școlii de bani. Obiectivul final este ca elevii să învețe cum să ia decizii corecte sau mai bune pentru gestionarea unui buget, să înțeleagă de ce și cum să gestioneze banii într-un mod cu responsabilitate și să dezvolte noi abilități. Ca parte din proiect, în școlile participante se va construi un laborator Life Lab, ultramodern, și vor fi acordate premii surpriză, iar profesorii de la CNDG au primit mai multe detalii și după lansarea publică a proiectului.